Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Ne bucurăm să fim iarăși în casa de rugăciune. Vă mărturisesc că ceva din reținerea, teama și emoțiile care m-au însoțit aseară au mai plecat. Am început să ne obișnuim și mă bucur de dumneavoastră. Am găsit aici cu adevărat frații ai mei, surori ale mele. Ne bucurăm de asta, doresc ca Dumnezeu în continuare să ne dea harul Său. M-am bucurat pentru că am văzut că aveți un duh înfocat în rugăciune, mai mult decât mă așteptam eu. Am auzit lucrările Duhului Sfânt și asta este foarte bine și doresc să continuați a-i da întâietate întotdeauna Duhului Sfânt, a-L slăvi pe Duhul Sfânt și a sta la dispoziția Duhului Sfânt. De multe ori lucrările noi nu le pricepem de la început. Cu un grup de frați veneam de la Arad, mă îndreptam spre Bucovina și cineva a spus, hai să intrăm la fratele Cutare, un frate, un mare patron, care de fiecare dată ne invita la ei la un timp de părtășie. Am intrat în casa lui, însă el sta de vorbă cu un domn, nu știam cine. Și obiceiul nostru a spus, am venit numai să facem o rugăciune și plecăm. Hai să ne plecăm pe genunchi. La care fratele nostru îi spunea interlocutorul, dumneavoastră puteți rămâne așezat, știți, așa e obiceiul la noi. Și el îi face semn să pleacă pe genunchi. Era directorul de finanță pe județul acela, noi nu știam. Dar culmea, ne ridicăm de pe genunchi și un proroc îi spune la director, pentru dumitale a fost o lucrare. Am rămas așa, eu cum mi-am dat seama că omul e nepocăit, patronul nu știa cum să-i explice. Și prorocul îi spune, în calea dumitale pe cărare este cineva care îți așează un spin și din când în când omul ăsta începe să lăcrimeze. Patronul se ridică, spune, domnul director, știți la noi, Dumnezeu lucrează prin oameni, vorbește așa prin oameni. Și el spune, Vasile, stai liniștit, părinții mei amândoi sunt penticostali și eu înțeleg lucrarea asta poate mai bine decât tine. Așa m-am bucurat de tare. La început se părea că e o greșeală a prorocului. Dar când prorocii sunt oameni al lui Dumnezeu și se lasă la dispoziția lui Dumnezeu, atunci este bine. De aceea încurajăm lucrarea de prorocie, de descoperiri, dar nu îndrăznielile unor oameni, ci numai aceia care au ceva de la Domnul și Domnul să dea aici în adunare. Eram în București, siliți de o împrejurare, șoferul care ne-a dus acolo, fiind consilier, aveau un pachet să-i deau la o tânără dintr-o familie bună, tatăl său președintele Consiliului Județean, mama sa cadru medical și ea de respect pentru noi a venit la adunare. Eu când am aflat că ea este director în București, am schimbat un pic predica și am început să predic de evangelizare, că Domnul ne cheamă, că Domnul ne mântuiește și mă uitam așa cu coada ochiului la ea, stai impasibil, domne, stai așa, nici eu tresărire, m-am uitat, oare o cercetează cuvântul, oare nu o cercetează, nu mi-am dat seama. Și nici Dumnezeu nu mi-a arătat, câteodată mi-arată, atunci nimic nu mi-a arătat. Am coborât dezamăgit așa de la amvon și au spus, frate, hai să facem o rugăciune. Între noi era un proroc de undeva dintr-un sat sărac din Botoșani, un diamant, dar brut, neșlefuit, necizelat. Și se îndreaptă spre ea, întinde mâna și spune, ascultă tânără. Ușa care stă de o vreme închisă și la care tu bați, Domnul o deschide în scurtă vreme. Fraților, când o izbucnit tânăra asta, am plâns, nu se mai putea opri de plâns. Eu am crezut că prorocul greșește, că se duce direct la ea, dita mai doctorantă și mare directoare din părinți, oameni politici. A doua duminică m-a sunat cineva de acolo și zice, frate Dragoș, fata aia iarăși a venit aici la adunare, de-a Domnul să tot vină. Nu știu dacă s-o pocăi sau nu, dar știu că mama ei între timp o primi botezul în apă, Domnul botezatul cu Duhul Sfânt și este membru în biserica din Filadelfia, că Dumnezeu a început să lucreze. Dacă doresc ceva în ziua de azi, îmi doresc ca fiecare din noi să dea întâietate Duhului Sfânt și Duhul Sfânt să cerceteze orice inimă. Amin. Aseară am fost îndemnat să aleg subiectul acesta când în urma întrebării care a fost pus aici, s-au ridicat o mulțime de mâini. S-au spus atunci, este cineva bolnav și vrem să ne rugăm pentru ei? M-a impresionat, în mod neplăcut, numărul acela mare de mâini ridicate. Am spus, așa de mulți bolnavi la Timișoara? Lucrul acesta pe mine m-a cercetat nu de acum, de mai multă vreme. Frații mei,
În Corinteni 4:20 spune că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe. Împărăția lui Dumnezeu stă în putere. Și eu vreau puterea lui Dumnezeu să se vadă aici, că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru, da? Printre alte manifestări ale puterii, spune în Luca, în capitolul 5, versetul 17, că Domnul Iisus propovăduia cuvântul, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Aș dori puterea de vindecare a lui Dumnezeu să fie azi în adunarea aceasta. Și vă avertizez, pregătiți-vă să vă întâlniți cu această putere de vindecare, nu numai decât la rugăciune sau la ungeri cu un de lemn, ci și la simpla vestire a cuvântului Dumnezeu. Luca 1:37 spune, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Aici este cuvântul lui Dumnezeu. Matei 24:35 spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și în cuvântul acesta al Scripturii, noi avem făgăduința vindecării de boli, noi avem făgăduința iertării de păcate, noi avem făgăduința mântuirii sufletului. Și întreba odată Dumnezeu pe Ieremia, capitolul 1, versetul 11, ce vezi, Ieremia? Văd un veghetor. Bine ai văzut, pentru că eu veghez asupra cuvântului ca să-l împlinesc. Și spuneam, aici avem și făgăduința vindecării de boli. Oricine a primit cuvântul Evangheliei cu credință, a beneficiat de vindecarea trupului și doresc să fie frați și surori care să plece astăzi aici vindecați de Domnul Iisus. El este în mijlocul nostru, nu? Matei 18:20. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu voi fi prezent în mijlocul lor. Eu cred că Hristos e aici, amin? Și El spune în Evrei 13:8 că e același. Ieri, azi și în veci. El nu s-a schimbat. El cândva a vindecat. În Noul Testament întâlnim mai multe motive pentru care El a vindecat. De exemplu, Matei 14:14, El a vindecat ca să-și arate mila. Lui Iisus i s-a făcut milă de gloate și le-a vindecat. În Matei 8:17, El a vindecat ca să împlinească prorociile care au fost făcute pentru El. Altădată El a vindecat ca să-și demonstreze trimiterea, ca în Ioan capitolul 5, versetul 30, pentru că Tatăl m-a trimis. Altădată El a vindecat ca să trimite oameni în slujire, a vindecat pe soacra lui Petru și ea s-a ridicat și a început ca să le slujească. Domnul Iisus a vindecat ca să nimicească lucrările diavolului, spune 1 Ioan 3:8, partea a doua. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Domnul Iisus a vindecat ca să dea daruri bune copiilor săi. Ori Domnul Iisus, care a vindecat, în paginile Scripturii este prezent în biserica aceasta. Dacă am avea dorință să spunem ca femeia aceea cu scurgere de sânge, oh, de m-aș putea apropia azi de poala hainelui, aș fi tămăduită de boala mea și sunt sigur că Domnul tămăduiește, fraților. Spuneam, fiți atenți la revărsarea aceasta de putere. Pentru că El vindecă și în momentul când se predică Evanghelia. Mă aflam în biserica din Vicovul de Sus, acolo era un frate adus cu metastază la stomac. L-au adus băieță și l-au așezat pe prima bancă. Eram acolo. Și un frate a predicat Evanghelia. Și în urma predicării, bărbatul ăsta s-a ridicat și a spus, fraților, Dumnezeu m-a vindecat. Și în semn de demonstrație a început să-ți dea cu pumni în burtă, făcea gimnastică în fața noastră. A fost o mare bucurie. În biserica numărul 1 din Botoșani, un frate predica despre vindecare. Și când s-au terminat de făcut anunțurile, fratele Mircea Căuneac era cu microfonul, așa ca și dumneavoastră, sora Botoșanu de pe prima bancă a spus, Mircea, dă mie microfonul. Eu eram acolo și o luam microfonul și a spus, fraților, știți că sunt de bolnavă. Eu picioarele de la genunchi în jos nu le simt deloc, n-am control pe ele. Aici am venit târâtă de două surori și de astea două cârjă. Vreau să vă spun că în momentul când se predica Evanghelia, Dumnezeu m-a cercetat și m-a vindecat. Și spunea, eu simt și unghiile la picioare. Și spunea, Mircio, eu cârjele astea aici le las. Nu mai am nevoie de ele. S-a ridicat ca un militar și a ieșit prima pe ușă și adunarea cu ochi în lacrimi urmărea. I-am povestit odată de ea în Spania. Și când am ajuns iarăși în Botoșan, spune, frate Dragoș, în Spania ai predicat de mine, e drept, dar nu-i drept că te-o vindecat Domnul. E adevărat, frate, și acum sunt vindecată și nu mai am nimica. Deci la vestirea Evangheliei,
Dacă spuneam că Evanghelia ne curăță cugetele aseară, acum spun că Evanghelia aceasta are și putere de vindecare. Căci cuvântul lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Am foarte multe exemple, vă reamintesc. Toate exemplele care vi le dau le pot demonstra. Mi s-a întâmplat să fiu acolo prezent și să le văd cu ochii mei. Iar dacă ceva vă spun care n-am văzut, asta o să vă spun. Am auzit, am citit. Dar ceea ce vă spun acum, eram acolo. În biserica din Atena se predica despre vindecările Domnului și era un frate care avea săptămâni la rând. De când avea probleme cu stomacul, cu digestia, cu aparatul digestiv, totul, și îmi spunea el, era un chin pentru mine să mă trezesc dimineața. Ferit de copii și de nevastă, mă duceam în baie, greu mă îmbrăcam, iertați-mă, vomitam o oră, două în șir, eram un om terminat. Și îmi spunea el, în momentul când se predica Evanghelia, am simțit așa o putere coboară peste mine, am amorțit totul și stomacul nu-l mai simțeam. Și am simțit că Dumnezeu m-a vindecat, dar n-am avut curajul să o spun. Am vrut să verific și m-am dus acasă și două săptămâni am făcut tot felul de probe. Am mâncat tot felul de mâncări, tot felul de exerciții, efort fizic. Și după două săptămâni s-au ridicat în picioare și au spus, fraților, Dumnezeu m-a vindecat și eu mă bucur de vindecările Domnului. Știți ce m-a determinat pe mine ca să cercetez acest lucru? Am trăit niște neîmpliniri, niște frustrări în adunare. La o rugăciune aglomerată, plină de putere, la o soră i s-a făcut rău. Am scos afară, i-au dat palme, am pus-o în mașină, am dus-o la spital și am primit o asigurare din fața unui frate. Fratele ăsta a liniștit, pe soră au pus un perfuzie și îi bine acum. Așa mi-a fost rușine, am spus, îs penticostal. Îs penticostal, de mic am crescut cu lucrările Domnului, am avut contact cu oamenii folosiți de Dumnezeu și am spus, asta e adunarea Domnului, botezată cu Duhul Sfânt, scoatem bolnavii de aici, ducem la spital și îi punem perfuze și ne mulțumim cu atâta. Odată eram la o farmacie, m-a trimis cineva să iau un sirop și în fața mea era o soră într-o familie numeroasă, mamă la mulți copii. Odată acolo rețeta, eu prescris multe medicamente, le-au pus pe tejdea și când se plătească nu avea atâția bani. Și-au spus, doamna farmaciste, nu am toți banii, dă-mi medicamentele care le consider matale când sunt nevoie, restul opriți-le. Am început să plâng în spatele, eram câteva la rând. Am spus, surorile noastre, își cheltuie banii din alocații, banii puțin care avem pe medicamente, pe spitale, pe doctor, ne lăudăm că avem relații la spital și Hristos ne așteaptă să ne vindece, fraților. Dumnezeu vrea să ne vindece, fraților, și aș dori ca să ne dea credință, amin? Spune în Evrei, capitolul 4, versetul 2, că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a fost de niciun folos pentru că n-au găsit credință. Dacă îmi doresc ceva azi, să vină un duh de credință peste noi. Predica apostolul Pavel în Fapte, capitolul 14, versetul 9. În fața lui era un olog și spune, când a văzut că are credință să fie vindecat, strigat, scoală-te drept în picioare și bolnavul a fost vindecat. Mă rog Domnului să ne dea credință. Roman 10 cu 17. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar în 1 Corinteni, în capitolul 12, versetul 8 și 9 spune, de pildă, fraților, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia despre cunoștință, altuia credința îi dată prin același Duh. Aș dori ca Duhul Sfânt să vină peste noi cu darul de credință și să credem. M-am tot frământat, am făcut un studiu, l-am mai prezentat pe aici, pe acolo, puțin. Studiul acesta, ca să fie mai ușor asimilat, l-am structurat pe 4 capitole. Cineva m-a întrebat, l-ai scris? Zic, nu l-am decât în mintea mea, încă n-am reușit să-l scriu. Din studiul acesta eu voi prezenta doar puțin, așa ca să ne încadrăm în timp. Și în primul capitol am vorbit despre originea bolilor. M-au interesat, de unde sunt toate bolile astea așa de multe, fără leac, ce s-au înmulțit? Că noi dăm vina, ba, pe Cernobâl, noi moldoveni, dăm vina pe mâncarea asta care nu mai este naturală, dăm vina pe multe altele. Și am fost curios,
De unde originează? Unde și-au sursa toate bolile acestea? Tot în capitolul 1 am vorbit despre cauza îmbolnăvirilor noastre și conceptul de păstrare a sănătății. În capitolul 2 am vorbit despre metode de vindecare și darurile Duhului Sfânt. În capitolul 3 am vorbit despre piedici în calea vindecării. Și capitolul 4 diverse. Nu știu dacă o să ajungem aici. De exemplu, folosirea numelui Domnului Iisus în porunca pentru vindecare este foarte important. Sau vorbirea noastră. Ce vocabular avem noi în procesul vindecării contează foarte mult. Sau excepțiile de la Scriptură. Că Pavel îi spunea lui Timotei, pentru desele tale îmbolnăviri de stomac, și noi știm că Timotei era bolnav de stomac, mai știm ceva, am observat, suntem negativiști. Când mă duc la un bolnav, omul nu știe mult din Scriptură. Și eu spun, soră, Domnul Iisus vrea să te vindeci, atât au vindecat, o lucrat prin apostol. Și ea îmi spune, da, frate, Sfântul Pavel a avut toate darurile. Și spune el, pe Trofim l-am lăsat bolnav la Milet, în Timotei acolo. Deci nu știe mult din Scriptură, dar știe că Pavel pe unul nu l-a vindecat. Ei, când te duci la un bolnav, îmi trebuie să-i scoți din mintea lui asta și am întrebat, e adevărat, am găsit, soră, scris, că nu l-a vindecat. Oare de ce? Nu știu. Dar spune Matali, cât o vindecat Pavel? Păi da, scrie, frate, eu zic o vindecat 1000. Ea spune, poate. Nu, puțin. Eu spun că o vindecat 10.000. Și ea spune, poate, că nu scrie. Scrie că toți se vindecau. Dumnezeu lucra nemaipomenit în Fapte 19, că aduceau șorți, basmale care erau atinse de Pavel și toți se vindecau. Și acum, cum de pe aceia 1.000, 2.000, 10.000 nu știi nimic de ei și pe acela unul, care e o excepție, pe acela îl știi? Poate acela nici nu-i din Timișoara, măi fraților. Acela care nu trebuie vindicat așa și nu-l vindică Domnul, nici nu-i din Timișoara, acela e din altă parte. Eu aș dori ca Domnul să ne vindece pe toți, amin? Și hai să intrăm scurt în studiul nostru. Originea bolilor, părerea mea în urma cercetării Scripturii este că toate bolile sunt de la diavolul. Toate bolile sunt de la diavolul. Iată câteva argumente, câteva, că sunt mai multe. Dumnezeu a creat tot, creația, lumea. Le-a contemplat, s-a uitat la ele și a tras o concluzie. Toate sunt foarte bune. Eu pot să spun că în acel foarte bune, să mai completez și spun, și pe Adam așa îl dureau capul de tare. Îmi dați voie? Nu. Când Dumnezeu a făcut totul foarte bun, apoi nu-l mai, e totul foarte bun. Da? Dar dacă Dumnezeu ne-a făcut sănătoși și tot El ne face bolnavi, atunci spune în Luca 11:17, parcă, căci orice casă dezbinată împotriva ei înșiși nu dăinuiește. Rău vine de la cei răi, spunea David lui Saul când îl urmărea. Și haideți la câteva argumente forte în Scriptură. Mergem în Luca, în capitolul 13, Domnul Iisus intră într-o sinagogă, vede acolo o femeie gârbovă, o vindecă. Fruntașul se deranjează puțin și Domnul spune în versetul 16 așa. Dar această femeie, care este o fiică a lui Avram și pe care, spuneți voi, Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia să fie deslegată în ziua sabatului. Ce este boala aici? O legătură a lui Satana. Satana o ținea legată. Mergem în Fapte, capitolul 10, versetul 38, intră Petru în casa lui Corneliu, predică și spune în versetul acesta. Știți toată vorba care s-a făcut despre Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe cei ce erau apăsați de diavolul. El trebuia să spună și vindeca pe cei bolnavi. Așa era logic. Numai că Petru la boală nu îi spune boală, îi spune altfel. Îi spune apăsare de la diavolul. De ce este boala? O legătură, o apăsare. Mergem în Iob, în capitolul 2, versetul 7, și Satan a plecat dinaintea lui Dumnezeu și a lovit pe Iov. Boala este o lovitură care o primește omul de la diavolul. Hai să luăm un argument logic. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu. Și? Amin, suntem?
Lumea nu ne cunoaște, că nu l-a cunoscut nici pe el, fraților, prea iubiților, acum suntem copii și ce va fi nu s-a arătat. Dar știm că va, atunci când va veni el, vom fi ca el, pentru că l-om vedea așa cum este. Acum mă adresez părinților. Eu după căsătorie 13 ani n-am avut copii. N-am făcut nimic ca să nu am, mi-am dorit, am luat, am crescut. Când au crescut mai mari, au fugit la casele lor. După 13 ani, fără să fac nimic, nici o jumătate de pastilă, Domnul mi-a dăruit 5 copii, în urma unei condiții și a unei lucrări de prorocie. Și îmi sunt dragi. Îmi sunt dragi, mă uit, eu sunt în vârstă, ca să spun, 51 de ani, copilul cel mai mic are 5 ani, și când plec strigă, tata, mi-aduci bomboane și așa, de drăgostoși ei, și câteodată s-au îmbolnăvit. Nu pot dormi, nici eu, nici nevasta, mă duc, pun mâna, măi, mai are febră, dar ce să facem cu el, că îmi sunt dragi. Acum gândiți-vă dumneavoastră, noi suntem copii al lui Dumnezeu. Voi aveți mai mulți copii. Câți ați vrea din ei să fie bolnavi? Niciunul. Atunci ce ne face să credem că Dumnezeu vrea ca noi să fim bolnavi? El care e un tată bun, el e un tată desăvârșit. Deci dacă noi care suntem răi, așa ne spune Biblia, pentru copiii noștri avem daruri bune, cum de credem că Dumnezeu vrea ca noi să fim bolnavi? Mă duc la o soră și spun, soră, ești bolnavă? Na, dacă mi-a dat Dumnezeu boala asta, și eu spun, dar dacă nu ți-a dat-o Dumnezeu? Știți ce ați vrea eu în prima parte? Să răsturnăm jugul ăsta, resemnarea asta pe care unul o poartă de multă vreme, în gândirea lor că e de la Domnul boala. Esau a început să plângă. Cum, tată, pentru mine nu mai ai nicio binecuvântare? Nu! Vei fi lipsit de grăsimea pământului, vei trăi din sabia ta și vei fi robul fratelui tău. Dar îi lasă o portiță. Dar când te vei răscula, vei scutura jugul lui de pe grumazul tău. Aș vrea ca frații, surorile care sunt bolnavi azi să încerce să dea jugul acesta care l-au purtat. Și am spus, unii vin și spun, frate, asta e spre slava lui Dumnezeu. În Ioan 9, nu așa spunea, omul acesta s-a născut ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Dar eu mă întreb, dar când s-a arătat slava lui Dumnezeu? Când omul nu vedea nimic sau când a fost vindecat? Când a fost vindecat și dacă boala ta e spre slava lui Dumnezeu, i-am spus, eu boala o văd, dar nu văd slava. Că slava vine atunci când Domnul te vindecă. Dacă vreau ceva azi la Elim, vreau să văd slava lui Dumnezeu în vindecări. Și Dumnezeu să ne-o arate, amin? Ar fi și alte argumente, am spus, stai din studiu, originea bolilor, părerea mea este, toate bolile sunt de la diavolul, dar completez, și foarte important, cu îngăduința lui Dumnezeu. Toate bolile sunt de la diavolul cu îngăduința lui Dumnezeu, că și lui Iov, ca să se atingă, o să ceru voie. Și acum întreb, dar de ce îngăduie Domnul ca eu să mă îmbolnăvesc? Care este cauza îmbolnăvirii mele? De ce noi ne îmbolnăvim? Și am găsit cauze multiple. 1. Boala este o pedeapsă pentru păcat. În urma păcatului, Dumnezeu poate să-l îngăduie pe diavolul ca să te îmbolnăvești. Călcarea legilor lui Dumnezeu se numește păcat și poate fi pedepsită cu boală. Fie că sunt legi naturale, când Dumnezeu ne-a creat pe noi, a pus în noi anumite nevoi funcționale, da? Ei, dacă noi nu ținem cont de acestea și le călcăm în mod voit, e o răzvrătire, este un păcat și ne alegem cu boală. Dumnezeu a pus în noi, de exemplu, nevoia de hrană. Marcu 6 cu 31, ați mâncat voi ceva azi? N-am mâncat, Doamne, că suntem evangheliști. Și așa de mult în lume vine și pleacă și Domnul oprește evangelizarea, i-a luat deoparte și a spus, hai odihniți-vă puțin, că îi nevoie de hrană, cu cele două extreme, de la greva foame care nu-i recomandată, până la îmbuibări de mâncare și băutură care sunt un păcat. Noi avem nevoie de hrană, fraților. Noi avem nevoie de igienă. Păi dacă nu suntem oameni curați și toată Biblia, Dumnezeu în Dumnezeu curat, Deuteronom 23 cu 13, între uneltele tale să ai o lopată, să îngropi murdăriile din tine. În Evrei 10 cu 22, să ne apropiem
cu trupul spălat, cu o apă curată. În Efeseni 5, 29, nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci fiecare îl hrănește, îl îngrijește cu drag. Dacă nu suntem oameni curați, igienic, să aplică Deuteronom 28, Domnul te va lovi cu bube, cu pecinge, cu râi. De ce? Pentru că nu ținem cont de niște nevoi de igienă pe care Dumnezeu ne le-a pus. Asta se cheamă păcat și se pedepsește cu boală. De exemplu, noi avem nevoie de odihnă, fraților, iertați-mă, n-aveți acum la ce striga aleluia, e mai mult o lecție de dirigenție, dar poate ne prinde bine. Noi avem nevoie de odihnă. Dumnezeu a pus în noi un sistem nervos care are anumit senzor. Senzorul ăștia trimite impuls din timp în timp, vezi că ești obosit, odihnește-te. Eu conduc și mi se închid ochii și încep să casc, să mă întind, dar nu trag pe dreapta, că vreau să ajung la Timișoara. Eu am de învățat că student și nu-s la timp cu învățătura. Am lăsat pe partea a doua și stau cu picioarele în apă rece și beau cafele și mă forțesc. Ei bine, trupul nostru are nevoie de odihnă. Când nu te odihnești, păcătuiești și te poți îmbolnăvi. Eu am făcut o bucată de casă încă după ce s-a înmulțit familia și am chemat un frate ca să-mi facă instalația electrică. Și a spus, măi frate Viorel, eu m-au zis că la cutare eu ars casa din pricină la curent. Se poate? El îmi spune, măi, noi curentul care îl dăm, îi cântărit, îi măsurat, filtrat, intensitate, frecvență și toate celelalte, dar s-ar putea să apară un șoc de curent. De exemplu, o descărcare, o trăsnești într-un transformator. Și până când aparatele noastre reglează repede, e vorba de zecimi de secundă, să fie un șoc sau cineva scoate un consumator mare, apare un șoc. Dar ca să nu îmi puște mie, când la mine trăgea prin șură, pe unde am pai, fân, pe acolo, aici, noi electricienii am făcut altceva. Aici în perete punem o bucățică de sârmă un pic mai subțire. Și ea când pușcă, aici pușcă, se cheamă siguranță. Când este un șoc de curent, sare siguranța, asta e totul. Noi protejăm circuitul. Și odată a venit un fost coleg de clasă, oricum eu prin clasa 5-a l-am prins și între a 5-a l-am lăsat. El era stabil în clasa 5-a. O venit să-mi taie niște lemne cu circularul și tot însărea siguranța. Și el spune, mă, ai siguranță slabă, las că eu te rezolv. Și ia o bucată de sârmă mare și pune acolo. Îmi taie lemnele și când se plece am spus, măi, pune înapoi siguranța aceea. O să las-o așa ca să nu mai puște. Fraților, ea nu mai pușcă acolo unde trebuie, dar pușcă unde nu trebuie. Noi avem un sistem nervos. Când vin cu mașina la Timișoara, mie mi-e somn. În mod normal, trebuie să trag pe dreapta și să mă odihnesc. Asta e legea lui Dumnezeu pusă în trupul meu. Dar eu nu fac așa. Eu beau o cafea, de-aia să stea lingura așa în picioare, îmi spunea cineva, și nu mi-e mai somn, mai merg 300 de kilometri. N-a pușcat acolo, dar pușc în altă parte. Te îmbolnăvești de stomac, de inimă, sistemul nervos îl dai peste cap, știi de ce? Că nu ești pocăit. De aceea, noi trebuie să fim oameni cumpătați. Într-o zi de vară, un frate de-al nostru, proroc și un bun evanghelist, mergea cu un car plin cu saci, transpirat și el și caie, și vreau să stau de vorbă cu el, am schimbat două vorbe, spune, frate Dragoș, îți spun drept, nici n-am mâncat, azi nimic. Eu zic, măi, ești tare, Domnul să te binecuvinteze, să duci ziua până la capăt. Dacă într-o zi de vară, la trăierat, n-ai mâncat, spune, nu, că nu sunt post, n-am avut timp. Zic, frate Ionică, îmi da voie să spun ceva, nu ești cu minte. Ai, cum îmi spui așa? Până în 12 zile, în 14 zile, cât îi lumină vara, n-ai avut timp 5 minute să mănânci? Și dacă nu mănânci, te îmbolnăvești. Și dacă te îmbolnăvești, ce facem? Cine-i vinovat? Tu ești vinovat. Eu sunt vinovat. Trupul nostru are nevoie de protecție, fraților. Eu sunt ceferist. Și de-a lungul liniilor întâlnesc câte un ger și un curent. Și noi avem cizme din alea groase și căciulă cu urechi. Eram pe peron, un gări în Burdujeni, era un ger. Eu așa îmbrăcat cu șubul de ceferea, mi-era fric. Și un băiețel tânăr cu părul dat cu gel într-o geacă tremura și spunea la altul, așa mă enervează gerul ăsta. Păi cum să nu te enervează că era minus 20 ceva de grade? Cu în urmă, cu 3 săptămâni, eu lucram afară și era minus 22 de grade la Suceava au fost. Și am lucrat numai afară, dar am lucrat îmbrăcat. Dacă e frig, îmbrăcați-vă.
Îmbrăcați-vă, lecții de reginție, că vrem noi să fim eleganți, să arătăm bine. Când ai să crești mai mare, o să te doară capul, o să te îmbolnăvești, o să trimiți un bilet la amvon și nu-i Dumnezeu vinovat, vinovați suntem noi că am călcat legile lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea pricepere astăzi, amin? Este una din cauzele îmbolnăvirii noastre, dar nu numai asta. Călcarea legilor morale, călcarea legilor morale a lui Dumnezeu se cheamă păcat și poate fi pedepsită cu boală. Ne uităm la Maria, sora lui Moise, și dintr-o dată o vedem 7 zile pline de lepră. Eu cred că Maria o mânca la timp și Maria era o femeie cumpătată. Dar de ce era plină ea de lepră? Pentru că a clevetit, a vorbit de rău pe fratele său Moise și a spus: destul, Moise, nu numai prin tine vorbește Domnul. Știți voi că această clevetire, vorbire de rău, bârfă, poate aduce îmbolnăvire? Știți? Dumnezeu să ne dea pocăința. Amin. Îl vedem pe Chehaze plin de lepră. Știți de ce? Unde ai fost, Chehaze? Robul tău n-a fost nicăieri. Dar Duhul meu, Chehaze, nu era cu tine când ai alergat după omul acela pentru minciună, pentru lăcomie. Lepra lui Naaman se va lega de tine și de casa ta pentru totdeauna. Știți de ce s-a îmbolnăvit omul? Că a mințit, pentru că a fost lacom. Îl vedem pe Uza rupt în două, în fața chivotului, din lipsă de respect, de reverență față de Dumnezeu, că s-a supărat Dumnezeu pe el. Că călcarea legilor morale. În Ioan capitolul 5, versetul 14, Domnul întâlnește pe ăla vindecat la scăldătoare. Știți ce îi spune? Vezi că acum te-ai făcut sănătos, dar să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. În momentul în care păcătuiești, se poate întâmpla mai rău. 1 Corinteni capitolul 11, versetul 30. De aceea sunt între voi neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. De ce? Că v-ați împărtășit în chip nevrednic și n-ați deosebit trupul Domnului. Ați păcătuit și păcatul se pedepsește cu boală. Frații mei, dacă vrem să fim sănătoși, hai să ne păzim de păcat. De călcarea legilor naturale, dar și a celor morale. Hai să nu mai vorbim pe frați de rău. Spune 1 Timotei, capitolul 5, versetul 17, prezbiterii care cărmuiesc bine sunt, trebuie să li se dea o îndoită cinste. Așa faceți? În Evrei 13, cu 17, spune: ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, ca unii care priveghează și care au să dea socoteală. Așa facem. Dumnezeu nu vrea dezbinare, fraților. Dumnezeu nu vrea partide în adunare. Dumnezeu nu vrea să ne vorbim unii pe alții de rău. Cuvântul Domnului spunea în Filipeni 2, 1 și 2, deci dacă mai este vreo îndemnare în Hristos, vreo legătură a Duhului, vreo îndurare și vreo milostivire, faceți în bucuria deplină și aveți o dragoste, o simțire, o inimă și un suflet și Dumnezeu să ne ajute la asta. În Fapte 2:42 spune: ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Fapte 4:32, mulțimea celor ce crezuse era o inimă. Dacă mă rog Domnului azi ceva, este să fiți o inimă și un gând, fraților. Pentru că în Fapte 9:31 spune: biserica se bucura de pace, se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Face ser de evangelizare, îi foarte bine, dar trăiți în pace unii cu alții. Efeseni 4:3 spune: și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. E o legătură a păcii. Colosem 3:14 spune: dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care e legătura desăvârșirii. Să dea Domnul aici în Elim legături de dragoste și pace. Amin? Să nu vă vorbiți niciodată de rău. Și rezolvați-vă, suntem înaintea unei rugăciuni de vindecare. Vrem să terminăm cu o rugăciune învățătura aceasta. Dacă ai cu cineva ceva, rezolvă-ți problema. De nu poți acum, ia o hotărâre în inima ta și Dumnezeu să te ajute. Amin? Amin. Eram în Cimpa, la o evangelizare, după ce am gătat de predicat, ne-a luat cineva la masă, erau 3 cântăreți, nu știu de unde. Și vorbeam de rugăciune, vorbeam de orgoliu ăsta al nostru, al pocăiților, de eu nostru, de personalitatea noastră, așa de mare. Și mai puțin de smerenia și umilința noastră, da? Și spunea că, măi, la noi era un frate care s-a ridicat împotriva prezbiterului și l-a vorbit, l-a înfruntat în biserică în câteva rânduri.
Și acum eram la o seară de rugăciune, ne rugam și era și ăla vinovatul, fratele acela care n-avea ochi buni pentru conducător. Și îmi spunea el de la Oradea, dar nu știe de unde, a venit un proroc. A intrat în casă, s-a plecat pe genunchi și prima prorocie o are ăsta vinovatul. Ascultă, bărbatul, pentru că te-ai luat de unsul meu și pentru că l-ai vorbit cu vorbe rele, mă voi judeca cu tine, voi face așa, așa, pocăiește-te în grabă. Se ridică de pe genunchi omul ăla plângând și spune, fraților, omul ăsta nu mă știe. Lucrarea de la Dumnezeu, trebuie să mă iert, trebuie să mă împac numai decât. Mai cântă o cântare, mai face o rugăciune, mai cântă încă o cântare și se lipește fratele nostru de proroc și spune, frate, întreabă-l pe Domnul, dacă eu 3 zile de post, nu mă iartă? Deci e mai ușor să iau 3 zile de post decât să mă duc să spun, iartă-mă, frate. Așa e de greu cuvântul ăsta când ai greșit, iartă-mă. Fratele, aseară am primit un telefon de la un frate păstor și a spus, fratele Sidor, frate Dragoș, vrea să vorbească cu tine, un om al lui Dumnezeu, are 83 de ani, este foarte bolnav și vrea să te mai vadă odată. Fratele acesta era conducător de adunare și cineva s-a ridicat în plină adunare și l-a înfruntat. Că tu, Sidor, îi faci așa și faci așa și faci așa. O adunare mai mică, e drept de la țară. Și fratele Sidor a plecat acasă, a plâns, a spus, Doamne, asta rezolvă tu, te rog să nu o lași așa. Te rog să rezolvi problema asta tu. Că și-a bătut joc de mine în plină adunare. El era și proroc și este. În urmă vine o descoperire pentru el și spune, am hotărât să rezolv problema ta. Ia un lighean și du-te la el și spală-i picioarele. Îmi spunea fratele Sidor mie, mă gândeam că Dumnezeu îl pedepsește, îl lovește, intră la judecată, dar eu am fost nevinovatul. Dar mi-a vorbit Duhul Sfânt. O luat ligheanul și îmi spunea, mă întreba câte un frate la gard, dar unde mergi mai Sidor? Mă duc până la frate George să-i spăl picioarele. Fiecare comenta cum vrea el după pocăința lui. Și îmi spunea fratele Sidor, am ajuns în curte, am strigat la poartă, omul ieșea din șură, cum spunem noi acolo. Și a spus, măi frate George, vine mai aproape. Și el când îl vede pe Sidor, dar ce mai vrei acum de la mine? Și el spune, m-a trimis Duhul Sfânt ca să vin să spăl picioarele. Spune, frate Dragoș, omul ăla de la șură, de acolo a alergat, m-a îmbrățișat, m-a sărutat, curgeau lacrimi și m-a spus, Sidor, iartă-mă. Măi, nu știu ce-a fost ieri cu mine, mă. Doar tu mă știi, așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată. Te rog, iartă-mă. Și-a plecat în casă și-a spălat picioarele și-a rămas prieten. Câteodată soluția lui Dumnezeu nu-i aceea firească care ne place nouă. Nu ne face Dumnezeu dreptate trăsnind pe unul și pedepsând pe altul. Câteodată la noi e soluția. Noi să ne cerem iertare, noi să mergem cu ligheanul, noi să fim aceia smeriți și Dumnezeu ne va înălța. Slavă Domnului! Am cu omul acesta experiență deosebită. Într-un moment greu al vieții mele, am avut poate 3 zile, nu m-am rugat deloc. Și când am plecat pe genunchi, am spus, Doamne, ai uitat că în viața mea n-am curvit, n-am băut, n-am fumat, n-am fost la film și m-ai tratat ca pe cel mai rău dintre toți. Ai îngăduit toate aceste încercări pentru mine și ai uitat tot binele care l-am făcut. Imediat asta m-a rugat, seara, 2 zile, primesc un telefon de la fratele ăsta să vii până la mine. Și spune, frate Dragoș, aseară Domnul mi-a arătat o vedenie. Era Domnul Iisus la masă și cerceta cartea faptelor tale. O cercetat așa cu atenție, foaie cu foaie. După care a luat o altă carte mai mică și era o pâră împotriva ta. O închis cărțile și o spus așa, Sidor, spune lui Dragoș Croitor că n-am uitat niciun bine care l-a făcut pentru mine. Atunci am tăcut, dacă m-am dus în mașină, am urlat de fericire. Eu am crezut că Domnul a uitat tot și Domnul nu uită nimic. Un pahar de apă, o vorbă bună, o rugăciune făcută în taină pentru cineva, Domnul o scrie acolo și într-o zi te vei întâlni cu tot binele acesta. Să ne dea Domnul pocăință, amin? De unde vin toate bolile? De la diavolul. De ce îngăduie Dumnezeu să ne îmbolnăvim? Odată, pedeapsă pentru păcat. A doua oară, o altă motivație. Boala poate fi ca o încercare, ca o testare a credincioșiei. Chiar dacă n-ai păcătuit, dar Dumnezeu îngăduie o boală ca să vadă ce faci tu în boală. Ai văzut pe neprihănitul meu Iov? Întreba Domnul. Da, l-am văzut, l-ai binecuvântat și eu luat binecuvântarea. L-ai văzut pe neprihănitul meu? Da, piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru pielea lui. Lasă-mă să mă ating. Și s-a atins. Era, dacă vreți, un examen. Era un examen. Prin multe necazuri în care am trecut, odată ajung la Feldru.
Și mă duc la un frate care zice, nu mă știe, la un proroc. Și el se pleacă pe genunchi și spune, frate, nu te știu. Am văzut, mi-a arătat Domnul că tu ești într-un examen, dar nu de ăsta mic, un examen de la mare, de facultate, cum ar fi. Și Domnul a spus că dacă nu iei examenul, mai treci o dată pe aici. M-am dus acasă, credeți-mă, mi-era frică să vorbesc cu cineva. Eram conștient că dacă acest examen, când sunt ocărât, batjocorit, alungat și așa, nu-l trec cu bine, mai repet o dată anul. Și ții rușinii pentru un repetent. Câteodată Domnul îngăduie și boală peste noi, îngăduie să fim ocărâți, îngăduie să fim discreditați, dați undeva la margine așa, dar nu-i decât un examen. Dumnezeu să ne ajute să luăm cu bine examenul acesta. Și în urmă vom primi binecuvântarea. Deci odată boala e pedeapsă pentru păcat, odată încercarea sau testarea credincioșie, altă dată poate fi boala în Ioan 9. Cine a păcătuit? Așa știau și ucenicii ca mine. El sau părinții lui că s-au născut orb? Nu. S-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Boala poate fi doar un mediu în care Dumnezeu să-și proslăvească numele, așa cum spuneam la început, prin vindecare. Și eu vreau slava asta în elimna adunare. Doamne, lasă-ne aici. Aș vrea să vorbesc foarte puțin de conceptul de păstrare a sănătății. Când noi suntem sănătoși, când suntem tineri, nu punem preț pe ea. Suntem tari, acționăm și mai târziu ne pare rău după lucru care nu l-am prețuit. S-a făcut un sondaj în America, pe un eșantion de 1021 de bărbați, să vadă din bărbați din medii, diferite religii, diferite, care sunt cei mai sănătoși oameni. Și pe locul 1 au ieșit creștini. Din rândul creștinilor s-a făcut iarăși o cercetare și au ieșit în rândul creștinilor pe primul loc. Eu aș fi vrut să ies pe pentecostale, dar eu ieșit pe locul 2. Pe primul loc au ieșit adventiști, cei mai sănătoși. Bărbații erau pentecostale pe locul 2. Și acum au venit medii, sociologi, psihologi și au spus de ce bărbații creștini sunt cei mai sănătoși oameni. Și s-au găsit câteva motivații. Unu, creștinii duc o viață cumpătată. Acele abuzuri nu se fac. Nici în oboseală, nici în mâncare, nici în alte lucruri. Creștinul are o viață cumpătată. Să ne dea Domnul cumpătare. Tit capitolul 2, dar și capitolul 3. Sunt patru categorii. Bătrâni, femei bătrâne, tineri și robi. La toate li se cere câte ceva. Dar este acolo un fir roșu. O condiție comună pentru toți. Știți care? Cumpătarea. Eu am o predică specială despre cumpătare. Noi ca și copii al lui Dumnezeu, în toate lucrurile să fim cumpătați. Doamne ajută-ne! În al doilea rând, echilibru emoțional. Noi suntem o trinitate. Tesaloniceni 5:23. Duh, suflet și trup. La nivel de sentiment, că sentimentul are, sufletul are sentimente, voința și rațiunea. La nivel de sufletul nostru și de sentiment sunt schimbări foarte mari. Și când se îmbolnăvește, există o interacțiune, se îmbolnăvește trupul. De aceea, pentru că oamenii creștini au echilibru emoțional. Noi nu cădem în extreme. Cea mai mare generatoare de boală, s-a constatat că 80% din bolile contactate de trup sunt urmare a stărilor sufletești. Cea mai mare generatoare, cauzatoare de boală, este supărarea. Un om care continuă mereu să fie supărat și morocănos și închis așa, va sfârși prin a se îmbolnăvi. Psalmul 37:8. Lasă mânia, părăsește iuțimea. Nu te supăra, că supărarea duce numai la rău, scrie în Biblie. Frații mei, noi chiar dacă trecem prin necazuri, am fost la mormântări și eu am înmormântat dragi din familia mea, creștinul are o nădejde. Am fost la mormântări când copiii țineau de sicriu, nu-l puteam scoate afară, copiii mici, copiii tineri, în brațele tatălui plângeau. Tot felul de cauze, de cazuri am întâlnit, dar întotdeauna am spus, fraților, nu disperăm, există o ziare întâlnire cu cei dragi și deodată ne ușurăm. Așa m-am ușurat eu când am urmântat pe mama, pe un cumnat tânăr la 54 de ani, rămânând copii orfani. Am știut că este o reîntâlnire. Supărarea te îmbolnăvește. Nu cădeți în depresie.
Am întâlnit un duh puternic care lucrează acum, e depresia. Și pentru cei tineri, în mod special, descurajarea. Poate, nu știu, dacă am timp să vă explic câteva cazuri din acestea. Nu de mult o fată tânără din Botoșani, studentă, frumoasă, înțeleaptă, mi-arată Domnul că e așa de descurajată, ea nu mi-a spus. Dar o întreb, măi, surioară, mă, dar de ce ești așa descurajată, mă, ce s-a întâmplat? Păi nu mai trebuiesc la nimeni, nu-s bună de nimeni, asta e de la diavolul. Noi trebuie să avem un aer optimist. Noi suntem plini de credință. Noi n-am primit un duc de frică, fraților. Noi am primit un duc de tărie. Amin? Să ne dea Domnul Duhul acesta. Supărarea ne îmbolnăvește. Am întâlnit multe cazuri și trec mai departe. Mânia. Mânia tare ne mai îmbolnăvește. Și până la urmă, atunci când ții mânie pe cineva, s-a constatat că omul pe care tu ești mânios este stăpânul vieții tale. Și-i drept. Eu merg cu mașina, cineva a spus ceva de mine în adunare și nu meritam, eu trebuiam lăudat, dar el a spus ceva de rău. Și merg cu mașina și gândul stă, măi, cum a putut omul ăla să spună așa ceva de mine? Și nici nu s-a atent la circulație, mă gândim, măi, dar nu s-au găsit nimeni să-l înfrunte, dar n-am putut eu să-i spun câteva înapoi. Și omul ăsta, care iertați-mă, e un rău, e stăpânul vieții mele. Și merg acasă, soția îmi pregătește mâncarea și eu mănânc. Și mănânc mânios, nu știu nici ce gust are. Ea mult o muncit pentru mâncarea. Și eu, mă, dar ce să-mi spună el mie? Și noaptea, în loc să mă gândesc la soție, la copii, spun ca poetul și adorme apoi cu mine în gând ca să visez de mine. Tot cu omul ăla și visez și noaptea. Ce mi-a făcut ăla mie? Dar eu mă întreb, dar merită? Omul ăla rău, un om de nimic, o tânără care te-a bajocorit, te-a vorbit de rău, merită să fie stăpâna vieții și a gândurilor tale? Nu merită. Hai să-l lăsăm, să-l scoatem din mintea noastră, amin? Și să trăim cu Hristos în inima noastră. Doamne, ajută-ne! Frații mei, nu mai vorbesc de celelalte generatori de boli, dar vreau să vă spun că în al treilea rând este intervenția lui Dumnezeu. De ce creștinii sunt mai sănătoși? Pentru că Dumnezeu ne ocrotește. Psalmul 34. Îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor ce se tem de El. Mergeam la Betel, la Arad, la o evangelizare cu trei frați proroci. Trebuia să ajungem neapărat. Era afară un polei de la Deva până la Arad. Am întâlnit patru accidente în soldate cu morți. Noi eram cu Cornel Bârsan la volan și mergea omul ăsta, a spus, Cornel, nu știu, măiestria ta sau credința în Dumnezeu, dar trebuie să ne ducă până la Arad. Nu ni s-a întâmplat nimic. Cu patru accidente mortale, pe dreapta și pe stânga polei, mașini avariate, noi am ajuns acolo. Pentru că îngerii Domnului tăbăresc în jurul celor și se tem de El. Noi prin El suntem mai mult decât biruitori. Ce înseamnă biruitor? Biruitor îs când mă lupt cu unul și câștig. Ce înseamnă mai mult decât biruitor? Nu mă lupt și câștig. Că luptă Domnul pentru noi, slavă Domnului. Și în al patrulea rând, este trăirea lui Dumnezeu în viața noastră. 1 Corinteni 3:16. Voi sunteți templu Duhului Sfânt. Dacă aude cineva și deschide, voi intra la El, voi cena cu El și El cu mine. Hristos locuiește în noi, fraților. De aceea noi suntem bărbați sănătoși și buni de slujire. Dumnezeu să ne facă să înțelegem asta, amin? Fratele, în capitolul 1 am vorbit ceva de originea bolilor, cauza îmbolnăvirilor noastre și conceptul de păstrare a sănătății. Las capitolul cu piedici un puțin mai la urmă, că vrem să intrăm și în rugăciune. Când vorbim de metode de vindecare și darurile Duhului Sfânt folosite, întâlnim la vindecare darul minunilor. Cum se manifestă darul minunilor? La o rugăciune pentru cel bolnav, Dumnezeu instantaneu îl vindecă. Eram cu câțiva ani în urmă la rugăciune cu sora Bahneanu Maria, care locuiește acum în satul Berchișești. Ea de loc e din Vicovul de Sus, la cumnatul ei, care pleca în America. Fata asta aici în Banat, la 19 ani, a căzut dintr-un cireș și a rupt șina spinării, a fost dusă la spital, nu știu, la Arad, mi se pare că la Timișoara, și a rămas fără simțuri, de la jumate în jos, paralizată. 10 ani de zile, fata asta se tăra pe iarbă așa. După 10 ani de zile, într-o noapte, ne aflam în satul Roma, Botoșani, era ora 2 înspre dimineață, eram la rugăciune,
Și fata asta era între noi și ne rugam și un frate a văzut cum un cerc de foc a înconjurat fata asta, s-a apropiat de ea, s-a apropiat tot mai bun și fata asta o lua foc. În momentul când fratele avea vedenia aceasta, sora Maria, paralizată de 10 ani, s-a ridicat în picioare și a început să meargă prin casă, merge și în ziua de azi. Cine vrea îi dau adresa să meargă, să o vadă, să vorbească cu ea. Asta este minune. Darul minunilor este o manifestare a puterii lui Dumnezeu dintr-o dată. Și am văzut multe din acestea, frate. Multe din acestea am văzut cu ochii mei. Darul vindecărilor, spun unii teologi, că ar fi puțin diferit în manifestare. Noi am făcut ungeri cu un de lemn în adunare și am uitat. Trecut luni, vreo 5-6 luni, odată mergeam la adunare și mă întâlnesc cu o soră. Ce mai faci, sora Natalia? Bine, uite-mi la adunare. Măi, frate Dragoșe, știți când ați făcut voi ungerea cu un de lemn în adunare, când mi-ați făcut-o și mie? Poate, erau mulți. Măi, frate Dragoș, așa mă durea un picior, de nu puteam să-l pun în pământ, medicamente nu mai aveam de niciun fel și am ieșit și eu la ungere. Și știi ceva? Dumnezeu nu m-a vindecat atunci. Așa de tare am crezut că Domnul mă vindecă și nu m-a vindecat. M-am dus acasă tot cu piciorul în durerile alea mari. Dar am constatat ceva, că din ziua aceea durerea a fost mai mică, mai mică, mai mică și uite acum, trântea piciorul în pământ, uite acum nu mă mai doare deloc. Deci există o vindecare în mod treptat. Unii pot să aibă o infecție, un cancer, o infecție în sânge. În momentul când se face ungerea cu un de lemn, nu-l vindecă Domnul atunci, dar Domnul oprește microbii, le spune opriți-vă, gata. Și survine încet, încet, în timp vindecarea. Doamne, fă să fie și așa. Spune în Ioan în capitolul 4 cu un tată s-o duc la Domnul pentru băiatul lui și a spus, vino până nu moare micuțul meu. Du-te acasă, fiul tău trăiește. Era mai de departe, cu omul ăsta ajunge, i-au ieșit robii înainte și au spus, fiul tău trăiește. Și tatăl a întrebat, din ceasul în care a început să-i fie mai bine. Și au spus robii, ieri, la ceasul al 7-lea parcă, l-au lăsat frigule, nu l-au vindecat. Dar de atunci încolo a început să-i fie mai bine. Fie că-i darul minunilor, fie că-i darul vindecărilor, dar să fie aici în adunarea din Elim. Doamne, lasă darurile acestea aici în adunare. Ca și metode de vindecare, mai acționează darul credință, darul... Ca și metode de vindecare, există rugăciune. Rugăciune pentru cei bolnavi. Tit, capitolul 2, rugați-vă pentru toți oamenii, sunt incluși bolnavi. Există rugăciune cu punerea mâinilor, ca și în Marcu 16. Își vor întinde mâinile peste bolnavi și bolnavi se vor vindeca. Fapte 28, Pavel intră în casa mai marului ostrovului, numit Publius, își întinde mâinile peste el și Dumnezeu îl vindecă. Există rugăciune și ungere cu un de lemn și punerea mâinilor. Ungerea cu un de lemn în Scriptură o întâlnim în două locuri. În Iacov capitolul 5, este cineva printre voi bolnav să cheme pe prezbitere biserice, ăsta bolnav este acasă. Ungerea asta are loc la domiciliul lui, și să lungă cu un de lemn să se roage. Există ungerea cu un de lemn în public, din Marcu, capitolul 6, versetul 12 și 13. Ei au plecat, propovăduiau Evanghelia, scoteau draci, ungeau pe bolnavi cu un de lemn și îi vindecau. Asta este în public, în adunare. Există o practică, ungerea cu un de lemn pe batistă. În Fapte 19 nu spune că batistele sau șorțurile acelea erau unse cu un de lemn, ci doar că erau atinse de Pavel. Dar practica dă rezultate. Eu am un frate mai mare decât mine, el are un băiat, îl cheamă Ovidiu, e nepotul meu, la rândul lui are 3 copii. La un an diferență. El e șofer pe tirul, plecat în țară, era pe la Târgu Mureș, când nepoata mea făcea un ceai. Și băiatul al treilea prinde de oala aia de aragaz și o trage și cade pe al doilea și îl opărește, îl duce repede la spitalul județean, intervin medici, medicul de gardă nu era specialist și a spus, doamnă,
Eu zic că în proporție de 90% copilul ăsta moare. Era ars tot, carne vie așa. Și o plâns băiatul ăsta câteva, eu două zile. Eu m-am dus, n-am aflat imediat, m-am dus la fratele meu și am spus, măi, dar s-o schimbi careva pe Mihaela. Nu, Mihaela nu-l lasă din brață. Plânge acolo de două zile lângă el. Era așa o durere. Când a venit a doua zi, medicul specialist s-a uitat la copil și a spus, Doamne, mai ai copii? Mai am încă doi băieți. Copilul ăsta 100% moare. Copilul ăsta moare 100%. Un patron de acolo a spus, Doamne, eu pun un elicopter, un avion, duceți-l la Târgu Mureș. Alergau așa prin apartament și eu spun lui frate, măi, dar ungerea cu un de lemn ne-a făcut-o? Și că nu. Am plecat la filial, era fratele Șerban, Matale, știi, fratele Ciuruc, era Cornel Bărsam. Și îmi spun, măi, fraților, uite, Ovidiu are băiatul acela al doilea, îi frip totul, nu arge, răhnește de două zile mereu. Și fratele a făcut ungere pe Batiste și eu spun lui Ovidiu, măi, noi nu putem merge acolo, că nu ne lasă, el e foarte sever acolo. Du-te și pune Batista asta pe copil și roagă-te Domnului, cum îți va da el cuvinte? Fraților, în momentul când Ovidiu a întins Batista pe copil, copilul deodată a tăcut. Eu cred că Dumnezeu i-a luat toate durerile. Eu n-am crezut că moare, mai aveam o speranță în Dumnezeu. Dar îmi imaginam familia asta stând la masă și un copil cu pielea îngrozită, frit, așa, că așa rămân cei friți. După 19 zile, copilul ăsta a fost trimis acasă fără să aibă niciun semn, niciun punct. Vindecat de Dumnezeu și vindecat și astăzi. Când a ieșit din spital, doctorul, ăla specialistul care a spus că moare 100%, a spus, Doamne, Dumnezeul tău e mare. Și noi asta știm. Dumnezeul nostru e mare, fraților. După câteva luni, la acest copil a apărut aici de la cot un pic de piele așa îngrozită, ca și cum a fost frip, care nu a avut atunci. Și îmi spune, asta e numai un semn ca să-mi aduc aminte și să mulțumesc Domnului de fiecare dată. Și copilul acesta este bine. O soră de la noi, Viorica Tănase, trimisă la Târgu Mureș cu o operație la picior, a avut tij, avea dureri îngrozitoare. Îmi spune, frate, faceți ungere pe Batistă, vine bărbatul. Și acum îmi spune, frate Dragoș, după operație aveam dureri groaznice. Când am întins Batista pe picior, durerea mi-a trecut. Când luam Batista, iarăși mă durea. Explicați dumneavoastră, cine lucrează acolo? E credința în Domnul Iisus, e puterea de vindecare. Chiar nici eu nu știu exact cum e, dar sunt cazuri dovedite. În satul Ghilea din Botoșani, merg frații la Căminul Cultural și fac o evangelizare. Vestesc despre Domnul Iisus. Fratele Axinte Octav era păstor și cu bătrânul Ursul de la Botoșani. Un bătrân din sat, pocăit de vreo 3 ani de zile, cu multă râmnă, dar mai puțină pricepere, strigă la Căminul Cultural, oameni buni, dacă este cineva aici bolnav, uite moșneagul ăsta vă vindecă. Și îl arată pe fratele Ursul. Dumnezeu s-a folosit mult de bărbatul ăsta, dar nu vindeca el. Noi ne prezentăm câteodată așa foarte slab la amvon, sunt mirușine, dar așa mă prezint și eu. Deși noi ca și slujitori ar trebui să avem o altă autoritate. Domnul mustră în Ezechiel 34:5, n-ați vindecat pe cea bolnavă. În Matei 10:8 spune, vindecați pe bolnavi în trimiterea lor. Eu aș dori ca aici în adunare Dumnezeu să scoată bărbați cu autoritate și cu darul lui Duhul Sfânt. Spune fratele Octav, când am auzit strigarea asta că noi vindecăm, îți dai seama. Nu a băgat-o nimeni în seamă, dar o femeie, o bețivă din sat, a venit și a spus, eu am fata mea, e paralizată, stă în pat. Merge și o vindecați. Dar ce familie? Păi bărbatul e nepocăit, eu sunt nepocăită, era o femeie știută de tot satul. Și îi spun, măi, nu mergem, dar ceva trebuie să facem cu ea. Și femeia se ține de ei, dar vă rog, dar vă rog, uite, a spus Domnul că voi ne vindecați. Și spun, măi, hai facem ungele pe Batistă. Și face ungere pe Batistă și îi dă la mama fetei și spune, du-te și pune fata asta, Batista pe fată. Spune, dar unde s-o așez? Și unde are rană? Păi da, ea e rană toată pe spate. Dacă ei erau niște răi și nu mai îngrijeau, că spune unde e rana mai mare. Fraților, pune Batista pe rană, femeia asta, fata asta tânără, este vindecată, se dă jos din pat, merge la adunare, se pocăiește, toată familia s-a pocăit și sunt pocăiți în adunarea din Ghilea, de lângă Dorohoi.
Așa lucrează Dumnezeu. Sunt metode de vindecare a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează cum vrea El. Eu nu știu cum va lucra Domnul azi, dar știu că va lucra. Și aș vrea ca din cei bolnavi să plece azi vindecați de Domnul. Amin. Să ne dea Domnul, iarăși vorbesc, de acea credință, și credința noastră să fie mare, și în urma credinței și a îndurării lui Dumnezeu, Domnul să ne vindece astăzi. Aș vrea să vorbesc doar puțin despre piedicile din calea vindecării. Se prezintă Dumnezeu la evrei, Exod 15:26, și li spune: căci eu sunt Domnul care te vindec. Dar au trecut sute de ani și pe străzile evreiești s-au înmulțit bolnave. Și vine după sute de ani ultimul proroc al Vechiului Testament, Maleahi, în capitolul 3 cu versetul 6, și strigă iarăși: căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Deci se prezintă odată ca vindecător și după sute de ani spune: eu, Dumnezeu, nu m-am schimbat. Și aminteam versetul din Evrei 13:8, și Hristos este același ieri, azi și în veci. Slăvit să fie numele Său. Dacă El nu s-a schimbat și El s-a prezentat ca un vindecător, de ce nu se fac vindecările? Cuvântul scris spune că trebuie să se facă vindecări. Atunci problema este la noi. Sunt câteva piedici în calea vindecării. Dacă noi dăm la o parte piedicile acestea, Dumnezeu va interveni cu vindecarea. În primul rând, poate fi o motivație greșită. Iacov 4:3. Și cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Noi nu de aceea cerem cu gând rău. Că mi-aduc aminte de o doamnă care o ceru să fie vindecată și nu de ce vrei să te vindece Domnul. O spus: odată să mai dansez și după aceea poți să mor. Nu te va vindeca Domnul pentru asta. Nu te va vindeca. Sau dacă tu vrei vindecare cu un scop rău, cu un gând rău, și cereți cu gând rău, nu te va vindeca Domnul. O altă piedică: lipsa postului și a rugăciunii. Acest soi de dragi, spunea Domnul Matei 9, că nu iese decât cu post și cu rugăciune. Dumnezeu să ne ajute ca să practicăm asta. O altă piedică: lipsa de voință. Lipsa de voință. Trimite-mi un bilet la amvon: frate, faceți o rugăciune pentru mine. Frate, s-a rugat, pe mine mă tot doare. Dar eu am trimis un bilet la amvon, nu mă mai rog de acum. Eu am un frate și vecin, un pic de patron, și-o cumpăra mașină, n-avea permis. Și s-a dus să dea de permis. S-a dus prima dată și nu o luat. Și omul din la mine: băi, nici nu mă așteptam să iau. El credea că îl ia prin credință. Spunea: poate a dat Dumnezeu să iau permis. Nu o luat. A doua oară o învățat. Și-o luat sala. La neîndemânate că o căzut la oraș. Și-mi spune: ce ai făcut, măi? Am căzut la oraș. Sala am luat-o. A treia oară o căzut din prima la sala. A patra oară la oraș. A cincea oară nu știu la ce a căzut, dar știu că de cinci ori nu a luat. A șasea oară a luat permis, am fost cu el prin țară, conduce bine. Și am spus: Domnule, câtă perseverență! Cât... De șase ori odată, acum ai șofer și merge. Când am făcut evangelizare, am chemat cineva, o chemat un frate, pe un nepocăit la adunare. Și el a ascultat luni o predică foarte bună. Și la urmă îi spune lui taică-meu: așa spune și preotul la biserică, bine îl învață și el. Așa cum e caz, cum mă, nu-i nicio diferență. Dar te rog, vino și mâine, frate. Mâine seară vine cu tare, parcă el știa. Mă, și a doua seară vine unul și predică mai bine. Nu bădire eu nică, ți-a plăcut? E frumos, așa e și la noi, așa e și la noi, tot frumos. Mă, dar te rog, vino și mâine seară. Și l-o tras o săptămână, sâmbătă se ridică, se hotărește la pocăință. Dar dacă renunța de luni, cine știe? Dar când e vorba să chemăm unul din cei dragi a noștri, insistăm: dar vino, mai vino, apoi să vezi mâini, seară, ce frumos o să fie. Așa e și cu vindecarea, fraților. Ne rugăm o dată, ne rugăm de două ori, ne rugăm de 10 ori. Și la urmă Domnul le-a dat o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necontenit și să nu... Noi nu ne lăsăm, Doamne. Noi azi ne rugăm și Tu ne vindeci, amin? Lipsa de voință, am spus. Sau altă dată. Un frate chema la Călăvindești, fratele Jean Axinte, la o soră, ca să se roage pentru ea. Se pleacă pe genunchi și o întreabă pe sora: soră, m-a pus Duhul Sfânt să te întreb, dacă Domnul te vindică, renunți la pensia de boală care o ai?
Și ea spune, frate, că sunt eu cu boala asta, o mai duc și mai stau, dar dacă mi-a pensia, ce mă fac? Nu te mai ruga. Și îmi spune fratele Jean, eu am umblat mult cu omul ăsta la rugăciune, mult am umblat. Am văzut minuni mari prin mâinile acestui om. Și îmi spune fratele Jean, nu te mai ruga pentru mine. La fratele acesta eu m-am dus la ora 12 noaptea, că un prezbiter din adunare avea un nepot, de 3 zile plângea în spital și l-a trimis acasă. Părinții erau în Austria și îmi spune frate Dragoș, hai până la moșul Jean să se roage pentru copilul ăsta. La 11 am plecat, la 12 și ceva am ajuns la el, dincolo de Botoșani. Și a spus, stați aici, mă duc și-l trezesc pe fratele Jean, când mă duc el era la portiță. Dar ce fai frate Jean? Vă așteptam. Și a spus, frate Dragoș, dă-te jos, tot Dragoș îl cheamă, e prezbiter, n-am n-are. Și mergeam în curte înspre el, dar el se uită roaptă, măi, dar aveți un băiețel bolnav cu voi. Mi-a spus Duhul Sfânt că veniți cu un copil, unde? Zic că e mașină, păi aduceți-l încoace. Ne-am rugat, în momentul rugăciunii Dumnezeu l-a vindecat. Am fost în Graz, acum băiatul ăsta era cât mine, la noapte după ca, măi, Andi, mă, de ce ai plâns, măi, atunci? El râde, el știe întâmplarea. Dar vreau să spun că Duhul Sfânt l-a anunțat pe bătrânul acela că după miezul nopții să vine un băiat bolnav. Și am văzut multe lucrări prin omul acesta. Și da, el îmi spunea, sora asta, îmi spunea, frate Jean, nu te mai ruga. Există lipsă de voință, există lipsă de credință. Dacă frații mei dragi, azi în adunare am avea credință, spune o cântare, oh, de-ai putea tu crede, minuni mari ai vedea. Dumnezeu ar lucra în mijlocul nostru. De-aia rog pe Duhul Sfânt să ne dea darul acesta al credință. Amin. Știți ce se întâmplă? Între noi sunt farisei. Oh, nu fățărnici. Cei caracterizați pe farisei era fățărnicie, dar nu de asta vorbesc. Farisei erau foarte religioși și credeau tot trecutul. Îl întrebai pe un fariseu, Domnul Iisus întreba, tu crezi că a fost un Moise? A fost. A fost proroc Moise? A fost. I-a scos pe evrei? I-a scos. El credea, fariseul credea. Crezi că Moise a prorocit și a zis că Dumnezeu va scoate din mijlocul vostru un proroc? Credem. Și vine Domnul, spune, eu sunt acela. Nu cred. Asta nu mai cred. Noi cred, eu am cunoscut pe fratele Vorobeț, pe fratele Guranda, pe fratele Arcadu. Arcadu, pot face o mare listă cu oameni prin care am văzut minunile lui Dumnezeu. Și credeți că Domnul așa a lucrat? Și noi spunem, credem. Credeți că Domnul lucrează și azi? Na, poate lucra. Și așa mă exasperează răspunsul ăsta. Eu vreau să strigăm tare, Domnul poate și lucrează azi. Asta, știți ce se mai întâmplă? Noi de multe ori spunem că sunt unii care nu cred. Asta nu împiedică lucrarea lui Dumnezeu. Niciodată, eu am acasă un beci bătrânesc, vechi și am un bec colbăit acolo. De câte ori intru în pimniță, eu apăs pe întrerupător și becul se aprinde. Niciodată nu spun, eu nu mă aprind aici în beciul ăsta, uite ce întuneric. Niciodată lumina nu fuge de întuneric. Întunericul fuge de lumină. Este că de un frate de ăsta foarte sfânt care pleacă din adunare. Dar de ce pleci, frate? Păi ăștia sunt păcătoși, ăștia sunt răi, ăștia sunt lumești. Dar de când fuge lumina din întuneric? Eu știu că întunericul fuge de lumină. Stai dumitale aici și o să plece cei răi, nu? Despre Domnul se spune că în Nazaret, cetatea lui, n-a putut face nicio minune. Totuși, a vindecat câțiva bolnavi. Dar asta nu-i minune? Dar de ce n-a putut face minuni? Pentru că ei n-au venit la el. Noi îl cunoaștem, fiul lui Iosif și al lui Maria, fiul tâmplarului. Dar cei care au venit la el au primit vindecarea, totuși au vindecat câțiva bolnavi. Noi îl tratăm pe Dumnezeu și îl judecăm după mintea noastră. Parcă în Ieremia 32:7 spune, nimic nu-i de mirare la tine. Pavel întreabă atât pe un om, 26 fapte cu ce, crezi tu în învierea morților? Dumnezeu e un Dumnezeu supranatural. Un misionar în India le vorbea de puterea lui Dumnezeu, cum e el de mare. Ăia nu pricepeau nimic. Și le-a spus, măi, oameni buni, știți cum e cu puterea asta lui Dumnezeu? Uite, noi suntem aici în pădure, că erau oameni în o pădure, și pe marginea cărării, pe o broscuță, o căzut o piatră. Și broasca se sforțează să dea piatra jos și nu poate. Și spune, noi, eu trebuie să mor aici. Dar vine un călător și trage un picior la piatră, o arungă cât colo. Și broasca spune, asta e o minune. Și spune, da, e minune pentru broască, nu pentru om.
Ei, fraților, noi avem bolile noastre, mă doare un pic capul, poate Domnul să vindece, dar eu am cancer. În mintea mea cancerul nu se poate vindeca, în mintea mea, dar Dumnezeu poate vindeca, frate. Eram într-o seară la noi în casă și a venit fratele Axinte Octav și sora mea a început să plângă la rugăciune, dar așa plângea, dar eu mă uit și o judic, așa că trăiește bine cu bărbatul, copiii sunt sănătoși, e patron, are tirul, îi merge afacerea, deci plânge. Și ies un cuvânt, ascultă femeie, tu spui că în poporul acesta Dumnezeu are oameni pe care ascultă și care au trecere înaintea lui. Așa vorbește Duhul Sfânt, fă o cerere grabnic și va primi înaintea tuturora. Asta a fost vineri seara la mine în casă. Duminică eram invitați în Vicovul de Sus să ne rugăm pentru cei bolnavi. Sorul mi-a spus, merg și eu. Ea a avut o hepatită, a recidivat și o dat în ciroză. A fost în spital la Suceava, la doctorița Tătăranu și a făcut o ecografie și a spus, Doamnă, ai copii, am, câți ani ai, 40, îmi trebuie să spun, zilele tale sunt scurte, dar nu te lua după mine, du-te la București la specialista, doctorul Ininel 1. S-a dus acolo, a intervenit cu bani, a făcut toate analizele, spune, Doamnă, îmi pare rău, ai venit prea târziu. De aceea plângea. Soțul ei nu știau, copiii nu știau, noi nu știam, ea plângea pe unde putea. Ba în curte, când era singură, prin grădină, și acum o izbucnit acolo în rugăciune. Am plecat duminică la ungeri cu un de lemn. Ea a ieșit în față, eu nu știam că ea e bolnavă. I s-a făcut ungerea cu un de lemn și Dumnezeu a vindecat-o. 3 zile s-a simțit foarte bine, a plecat la doctorița Tătăranu. Doamnă, faceți-mă o ecografie. S-a uitat că fierea, că splina, nu, Doamnă, uite la ficatul, acolo e problema. Și ea se uită, spune, Doamnă, ai un ficat ca de copil, despre asta trăiești mult și bine. O crezut, dar s-a dus la București, la acel specialist și îi spune, Doamnă, ficatul dumitale, despre ficatul ăsta trăiești 100 de ani. S-a ridicat în adunare și o mărturisit cum Dumnezeu a vindecat-o. Știți ce ne trebuie nouă? Credință. La Dumnezeu toate bolile se pot vindeca, fraților. Nimic nu-i de mirare la El. A venit o soră și a spus, fraților, eu sunt în vârstă, eu am diabet, fac insulină de 3 ori pe zi, eu știu că trebuie să mor. Dar unde scrie că trebuie să mor bolnav? Vă rog să-mi faceți ungerea. I-am făcut ungerea cu un de lemn. Dumnezeu a vindecat-o, nu a mai făcut insulină, nu a mai ținut regim și nu a mai durut-o, că Dumnezeu a vindecat-o. Eu a spus așa, Domnul mă poate chema acasă și sănătoasă, nu e obligatoriu să fiu bolnavă. Toate bolile, fraților, au vindecare în Domnul Iisus Hristos. Amin. Să ne mărească Dumnezeu credința, amin? Și la lipsa de credință, deodată, câteodată noi ne uităm la simptome sau direcționăm credința greșit în moaște și în oameni, nu, numai în Hristos. Soția păstorului de la noi din biserică, foarte bolnavă, la ea și-a trimis-o acasă, i s-a făcut ungerea cu un de lemn, Dumnezeu a vindecat-o. 3 zile nu a avut nimic. A treia zi a luat-o durerea mai tare, sta în pat disperată, vine un proroc la ea și spune, sora Zenica, nu vrei să mergi la rugăciune? Nu pot, frate, așa-s de bolnavă, s-o întors boala înapoi toată. Și spune, hai te rog cu mine, Domnul m-a trimis să mergem la sora cu tare. Se îmbracă greu, mai mult forțat, ajunge în acea casă, în alt sat. Și femeia de acolo îi spune, femeie, eu te-am vindecat. De ce ai primit îndoiala? Că ești vindecată de mine. Și sora îmi spune, în momentul ăla a plecat boala, îi vindecată și în ziua de azi. Că dacă boala e dată de un duc de boală, în momentul când Domnul îl îndepărtează, el se duce în locuri pustii, uscate, nu găsește o odihnă și vrea să vină înapoi în trupul tău. Să nu-l mai primești. Și dacă nu-l primești, rămâi vindecat. Amin? Ultima pedică și cu asta vom intra în rugăciune. Lipsa de cunoaștere. Avem aici Vechiul Testament și Noul Testament. Poți să mori sărac și în mizerie, tu moștenitorul unui averi colosale, dacă nu-ți cunoști testamentul. Vina noastră e că nu cunoaștem testamentul. Dumnezeu ne-a spus în Scriptură că El ne vindecă. Credem asta? Amen. Dumnezeu le dă credință în ziua de azi. Lipsa de cunoaștere, da. Lipsa de cunoaștere. Asta am citit într-o carte. După primul război mondial, un irlandez a plecat în America să facă bani. Și om chipzuit a spus, eu merg în America, dar eu, vaporul face 1 lună, 2, 3, ce mănânc eu?
și a strâns bani lire cu lire acolo și a cumpărat pesmet, brânză de burduf. Și acum descria autorul acesta atmosfera de pe vapor. Dimineața coborau toți, mâncau o felie de pâine unsă cu gem, beau un ceai. La amiază mânca fripturi, un miros așa ambietor. Țăranul nostru se ducea într-o parte, scotea traista, mânca un pesmet muiat, puțină brânză să-i ajungă. Și la un moment dat se apropie, se vede țărmul Americii. Capitanul îi spune: oameni buni, dacă Dumnezeu va îngădui, mâine ajungem pe țărm. Și masa de la amiază. Și el bagă mâna în buzunar, scoate niște bani și era și lui dor de o mâncare caldă. Și se duce la un bucătar acolo, spune: domnule, cât costă o mâncare aici la dumneavoastră? Și spune: dar dumneavoastră, ai bilet aici? Am. Păi dacă ai bilet, eu vreau să spun, ce bilet ai? Păi în prețul biletului inclusă și masa. Omul ăsta a mâncat brânză iute și pesmet când o știut. Noi pocăiți venim la adunare bolnavi, ne ținem cu mâna de burtă și așa plecăm înapoi. Pentru că nu știm. Aș vrea să știm azi că Hristos ne vindecă, fraților. Noi nici nu suntem vindecați acum, că Domnul nu ne vindecă acum. El spune, Petru 2:24, el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, prin rănile lui ați fost vindecați. Când ne-o vindeca Hristos? Când a murit Hristos. Și cu asta e ultimul gând care l-am înainte de a intra în rugăciune. Vindecarea prin ispășire. Eu sunt obligat să predic o evanghelie 100%. N-am voie să ciuntesc. N-am voie să predic o jumătate de evanghelie. Dacă v-aș pune să ridicați mâna că sunteți bolnavi, vor fi mâini ridicate. Dar spune Scriptura că evreii, Psalmul 105, versetul 37, în noaptea aceea niciunul din semințiile lui n-a șovăit. În traducerea engleză, niciunul n-a fost neputincios. 600.000 de bărbați, poate 2-3 milioane de oameni, în noaptea aceea îi vezi îmbrăcați, încinși, cu mijlocul încinși, cu toiagul în mână. Niciun paralizat, niciun diabetic, niciunul bolnav cu inima, niciunul întins în pat. În noaptea aceea niciunul n-a fost neputincios. În noaptea aceea niciunul n-a șovăit. Știți de ce? Spun cercetătorii Scripturii că acolo a avut loc o vindecare colectivă. Știți când? În mielul pentru Paști. Ei au luat mielul și l-au împărțit în două. Sângele pentru Domnul, au uns ușorii, uși pentru îngeri și carne au mâncat-o ei. Se pare că acea mâncare pe ei a vindecat pe toți și toți au fost în stare să iese din Egipt. Mergem la jertfa Domnului Iisus Hristos. În Isaia capitolul 53, versetul 5 spune așa: dar El era zdrobit pentru păcatele noastre, lovit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Amin? Amin. Unii vor spune, da, e tămăduit sufletul. Nu! Tămăduirea din Isaia 53 îi tămăduirea din Matei 8:17. Și lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească ce a fost scris. El a tămăduit pe cei bolnavi. Tămăduirea din Isaia îi vindecarea trupului. Mergem la jertfa Domnului Iisus și o împărțim în două. Sânge și carne și rând. Sângele îi pentru iertarea păcatelor. Amin? Așa predicăm, avem seri de evangelizare și spunem tuturora: în sângele Domnului avem iertare de păcate. Amin? Dar eu continui evanghelia de plină și spun: în rănile Domnului suntem vindecați de boală, fraților. Moartea Domnului Iisus a fost cea mai grea. Și am citit de Horia Cloșca și Crișan, de Gheorghe Doja, li s-au smuls carnea cu cleștele înroșit. Am citit de Coposul sau de Vulbram, am citit de metodele de tortură care sunt în China. Inchiziția, poate ați vizitat muzeul Inchiziție, câte unelte și metode de tortură diabolice. Cea mai grea moarte de sub soare din totdeauna a fost moartea Domnului Iisus. Știi de ce? Pe El erau puse toate păcatele omenirii. În Ghețismane a privit paharul acela cu păcatele tale din Timișoara și ale mele. El, Fiul lui Dumnezeu, curat, fără păcat. Și a spus la un moment dat: Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta că e prea greu. El a purtat toate păcatele mele. Și nu numai, El a purtat toate bolile mele. Fraților, când a murit Hristos, în rănile Lui tu ai vindecarea de boală.
tot cancerul din lume, tot diabetul din lume, tot astma. El a venit ca oile sale să aibă viață, Ioan, și să o aibă din belșug. Când stai cu spray în gură, nu-i viață din belșug. Dar toată astma din lume a purtat-o Hristos pe cruce. Ce avem noi de făcut? Îi să mergem prin credință acum la cruce și să spunem: Doamne, în sângele Tău am iertare, în rănile Tale am vindecare. Eu am venit că-s copil, eu am testament. Asta scrie în testamentul meu de moștenitor. Eu am venit să-mi cer dreptul care mi l-ai dat. Eu cer în ziua de azi vindecare și Hristos ne va vindeca. Amin? Vreți să ne ridicăm în picioare într-o rugăciune comună? Dacă v-ar duce Duhul Sfânt azi acolo la Golgota, anul trecut mă aflam în fața acestui deal și ochii mi erau înlăcrimați. M-am gândit: aici a murit Hristos, pe dealul Căpățânii. Du-te, dragul meu frate, du-te, draga mea soră, nu știu cât de tare trebuie să strigi, poate nu e nevoie să ai vocea foarte tare, dar inima să strige către Dumnezeu. Știți, au înconjurat evreii Ierihonul de 7 ori și Iosua le-a spus: tăceți, nicio vorbă. Dar a 7-a oară le-a spus: acum strigați și strigați tare. Un prieten de-al meu, cântam amândoi la tenor, la tenor, era necăsătorit. Spune: Dragoș, așa mă doare capul de nu mai pot, nu mai pot. Dar vezi să nu spui la nimeni. Când a venit un frate odată și a spus: cine e bolnav să iese în față, el care era cavaler și avea căsătoria în față și n-ar fi vrut să știe fetele din adunare, primul s-a ridicat și s-a dus. Și în seara aceea Dumnezeu l-a vindecat. Era o soră, Daniela, cânta la cor, avea strabism foarte pronunțat. Ți era așa, oarecum să te uiți în ochii ei. În seara aceea Dumnezeu i-a corectat ochii. În rămâne imaginea aceasta și acum în minte. Tatăl ei este prezbiteră. Când s-a dus, o luat-o pe după umeri pe Daniela, a spus: uite la tăticu. Și când s-a uitat, a văzut că Dumnezeu a vindecat-o, s-a îmbrățișat și plângeau în fața adunării. E căsătorită, are 5 copii acum în Australia. Că Dumnezeu nostru vindecă. Sunt multe tinere care sunt bolnave și mama îi spune: vezi să n-audă nimeni că ești tânără, să nu-ți iese vorbă rea. Sunt frați tineri care sunt bolnavi și nu știe nimeni. Ne-am purtat, ne-am ascuns, am tăinuit boala noastră cum am putut. Astăzi avem voie să strigăm și să strigăm tare către Dumnezeu. Du-te prin credință la crucea Domnului și spune: Doamne, am învățat că în jertfa Ta am și iertare și vindecare. Și ne rugăm până când Domnul ne vindecă. Amin. Intrăm în rugăciune.